Un incendiu de proporție a izbucnit în această după-amiază la o casă de locuit situată pe strada Romulus Lepri din Drobeta, Turnu Severin. Pompierii au intervenit 10 de minute pentru a stinge focul și pentru a limita pericolul, dar și pagubele materiale. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la cușul de fum necurățat. Un incendiu de proporție a izbucnit în această după-amiază în jurul orelor 17 la o locuință situată pe strada Romulus Lepri din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Minute în șir, pompierii s-au luptat cu flăcările pentru a limita pagubele materiale, dar și pentru a salva viețile omenești. Detașamentul de pompieri Drobeta, Turnu Severin a intervenit pe strada Romulus Lepri din municipiu cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMUR pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mansarda unei case. Ajuns la fața locului, am constatat că ardea pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Am lucrat pentru decopertarea acoperișului și stingerea incendiului în limitele găsite. Nu au fost victime. O misiune grea. Misiunea a fost una destul de dificilă, având în vedere felul în care era construit acoperișul. Unul din martori susține că incendiul ar fi fost planificat de fostul soț cu care se află acum în judecată. Au fost aduse acuzații grave bărbatului cu care femeia a renunțat să mai continue mariajul. M-a sunat un șofer care merge cu dânsa că mâine avea proces și ne-au amenințat. Credeți că a fost? Pune foc, da, eu sunt în divorț cu soțul meu. Ai pus pe unul chipurile că eu îl plătesc să-l omoare. M-au sunat de la poliție, eu nu eram la procuratură pentru altă investigație. Și când însă a ajuns acasă, eu am ajuns la mine, că am adus-o cu taxi și am plecat la mine acasă. Când am ajuns la mine acasă, m-a sunat un șofer. Și ce, du-te că avocata ta îi dă dură foc la casă. Proprietara spune că nu își dă seama de cauza incendiului, deoarece i-a curățat periodic coșul de fum. Până acum n-am avut probleme cu aceste coșuri toate. Eu le-am curățat în toamnă, mi-a mers perfect și nu făceam mare lucru. Suntem 3 femei care locuim, 2 eu, fata și nepotul. Nu aveam nevoie decât de 2 focuri. Afirmați ce spune doamna, că ar fi o mână criminală. Deci eu până nu mă conving de după ce facem ancheta, nu pot să fac o supoziție. În urma incendiului au rezultat doar pagube materiale și, din fericire, nu au fost victime, persoanele din casă reușind să se evacueze la timp.